Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un invitat deosebit. O revenire a studiului nostru a domnului conferențiar universitar dr. Daniel Mareș, rectorul Institutului Teologic Baptist din București și păstor al Bisericii Creștine Baptiste Golgota din București. Domnule rector, bine ați revenit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Iată-ne din nou în fața unui subiect frumos pe care îl găsim, să spunem, prezent foarte des în perioada aceasta în lumea noastră evanghelică, atât în România cât și peste hotare, în special în Statele Unite. Se vorbește foarte mult despre mulțumire, despre atitudinea aceasta a creștinului de a fi recunoscător, de recunoștință față de Dumnezeu. Și noi numim sărbătoarea mulțumirii, sărbătoarea recoltei, Thanksgiving Day, sunt tot felul de evenimente care se desfășoară atât în casele noastre, cât și în cadrul bisericesc, legate de această atitudine față de Dumnezeu, de mulțumire. Așa că în seara aceasta vreau să discutăm despre mulțumire, dar bineînțeles, aș vrea să uităm și la aspectul mai puțin pozitiv, și anume despre nemulțumire. Așa că, generic, i-am pus titlul Mulțumire versus nemulțumire. Sunt două, să spunem, concepte, două atitudini pe care vrem, nu vrem, le găsim în jurul nostru. Așa că, haideți să vedem, în primul rând, ce sunt aceste două atitudini și apoi, cel mai important este ce spune Sfânta Scriptură. Pentru că, până la urmă, ne întoarcem la Sfânta Scriptură și acolo cred că este definiția cea mai corectă față și mai ales îndemnul față de, pentru noi la atitudinea pe care trebuie să o avem față de Dumnezeu atunci când trebuie să fim mulțumitori. Cum vi se pare, domnule rector, subiectul acesta în contextul zilelor noastre? Da, e un subiect de mare actualitate, mai ales în contextul în care peste tot unde te uiți în jur, ai găsit suficiente motive să fii nemulțumit și găsești foarte multă lume nemulțumită în vremea asta, tocmai într-o perioadă în care, așa cum spuneați, în bisericile noastre evanghelice se sărbătorește acest serviciu special al mulțumirii pentru binecuvântarea pe care Dumnezeu a dat-o și în anul acesta, în ciuda crizelor, în ciuda neajunsurilor cu care ne-am confruntat. În ciuda acestei crize pandemice cu care încă se confruntă țara noastră și lumea întreagă. Deci e un subiect de actualitate pentru că mulțumirea ar trebui să fie o virtute a credinciosului. Ea ar trebui să ne deschidă ochii sufletului și ai minții către cei din jurul nostru. Nemulțumirea, în schimb, se focalizează mai mult pe noi înșine, pe motivele noastre egoiste. Și pentru că aminteați de originea acestei sărbători, sigur, în Statele Unite știm cu toții că este o sărbătoare națională. A patra joi din luna noiembrie este stabilită ca și ziua recunoștinței. La ei deja este o tradiție de câteva sute de ani. Sigur că dacă ei se duc înapoi în istorie, ajung pe la anul 1621, când perelinii de pe Mayflower au ajuns în Plymouth și acolo, sigur că după ce au trecut prin foarte multe provocări și încercări, după ce aproape jumătate din cei 102, dacă nu greșesc, perelini au murit, după ce au avut parte de un context cu totul nou și plin de provocări, au hotărât că ar trebui să aibă 3 zile de post, de rugăciune și de mulțumire. Într-un context foarte interesant în care au sărbătorit împreună cu băștinașii pe care au întâlnit acolo și spun istoricii că sărbătoarea aceasta recunoștinței în Statele Unite, cel puțin pentru ei, își are originea în acel context al sărbătoririi armoniei, păcii și mai ales a binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a dat într-unul dintre cei mai grei ani pentru ei. Știm cu toții că ei s-au refugiat de pe continentul european într-un loc în care să găsească libertatea și au și pus bazele
libertății de conștiință, ale libertății de credință în ceea ce astăzi admirăm în Statele Unite ale Americii ca fiind o țară unde fiecare are libertatea să se închine lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Scriptură, sigur că găsim încă din Vechiul Testament, ca să ne ducem concret într-o carte poate mai puțin accesată de cei credincioși, în cartea Levitic, într-un sistem al jertfelor în care accesul în prezența lui Dumnezeu este asigurat prin cele 5 jertfe pe care ei trebuiau să le aducă. Dar fiecare jertfă avea specificul ei și fiecare jertfă avea semnificația ei profetică indicând spre Domnul Iisus Hristos. Între cele 5 jertfe era și jertfa de mulțumire, a cărei specific era masa de jertfă. Era acea masă de mulțumire pe care cel ce aducea jertfa o dădea pentru cei din familie, pentru cei apropiați. Iată deci că am putea spune că biblic ne putem gândi la această sărbătoare a recunoștinței sau a mulțumirii, la gestul acesta de recunoștință adânc înrădăcinat în inima poporului Israel. Și ca să creionez în contextul întregii Scripturi, dacă ne uităm în Noul Testament, cu siguranță că găsim acele pasaje în Noul Testament în care Apostolul Pavel vorbește despre mulțumire și poate că cel mai cunoscut pasaj este în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, în care el spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos cu privire la voi. Foarte interesant că termenul în Noul Testament pentru mulțumire este euharistos sau euharistie, un termen foarte cunoscut în teologie, care înseamnă acea atitudine de mulțumire, acea demonstrare a gratitudinii și a recunoștinței. Sigur că dacă ne uităm în scrierile Noului Testament, sensul recunoștinței și aprecierii este exprimat pentru trei lucruri mari în Noul Testament. Este mulțumirea pe care credincioșii o aduc cu ocazia cinei Domnului. Este recunoștința lor pentru jertfa lui Hristos pe cruce, pentru ceea ce a făcut Hristos pentru ei. Și aceea este o ocazie extraordinară de mulțumire. Ori de câte ori ei amintesc de moartea Domnului, mulțumesc, e un prilej de mulțumire și de recunoștință. Mulțumirea apoi este exprimată pentru toate binecuvântările revărsate prin Hristos în viața noastră. Și sunt nenumărate pasaje, dar Apostolul Pavel folosește îndemnul acesta către credincioși, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 57, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, în 1 Corinteni, capitolul 15, 57, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. În 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, el îi îndeamnă la o astfel de atitudine de mulțumire, spunându-le astfel: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. Iată o a doua dimensiune a mulțumirii. Mulțumesc creștinii și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ceea ce experimentează ca binecuvântări odată cu primirea lui Hristos și a darului mântuirii în viața lor. Și apoi sigur că există acea mulțumire pentru cei din jur, pentru semeni, pentru cei care ajung să-L cunoască pe Hristos. Pasajele din Scriptură sunt nenumărate, însă îmi vine în minte acum un pasaj la care cred că vom mai face trimitere în seara aceasta, din Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. E un pasaj foarte potrivit pentru vremurile noastre de astăzi, un pasaj pe care Apostolul Pavel îl scrie în condiții foarte dificile, într-un context în care viitorul era incert pentru el, dar în finalul epistolei spune așa: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
Vă rog să observați, oricine citește pasajul ăsta s-ar fi așteptat ca Pavel să fi spus: aduceți cererile voastre înaintea lui Dumnezeu, lăsați-L să vă răspundă și mulțumiți-I după aceea. Dar Apostolul Pavel zice: aduceți cererile voastre prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Adică este, dacă vreți, același îndemn pe care El l-a dat în Tesaloniceni și același îndemn pe care îl găsim în Efeseni. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Acum, un autor destul de cunoscut spunea la un moment dat că este mai ușor să mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile bune. Este foarte ușor să fim recunoscători pentru lucrurile bune care ni se întâmplă. Și de obicei, tendința noastră este să ne amintim evenimentele, oamenii care au adus ceva pozitiv în viața noastră, care ne-au ajutat cu ceva. Dar e mult mai greu să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, și pentru bune, și pentru rele, pentru toate evenimentele, pentru tot ce a însemnat viața noastră și tot ce au lucrat aceste evenimente și circumstanțe și oameni ca să fim ceea ce suntem astăzi. Pentru așa ceva este nevoie de Duhul lui Dumnezeu, care să cultive în noi, să putem să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Așa este. Mă bucur că ați amintit, să spunem, atitudinea asta pe care o avem noi, poate în mod natural, de a fi întotdeauna mulțumitor. Bine, în zilele noastre, nici măcar atunci când primim ceva bun, nu mai avem întotdeauna deschiderea aceasta de a mulțumi. Dar atunci când ceva se întâmplă și nu e pe placul nostru, ceva, nu mai vorbesc ca și timp, câteodată când primim mai târziu decât am dorit noi, vine această, să spunem, zvâcnire a firii noastre pământești, care creează deranj, nemulțumire, să spunem, o atitudine de asta de agitație, starea aceasta de încruntare, supărare, pentru faptul că nu se întâmplă așa cum ne-am dorit. Și în loc să fim mulțumitori, avem tendința aceasta de a fi, să spunem, cu o inimă și cu o atitudine foarte, foarte nesănătoasă, spuneam. Atât pentru sănătatea noastră. Citeam odată, când pregăteam emisiunea aceasta, despre oamenii care au atitudine de nemulțumire. Sunt oamenii care, specialiștii, sunt oamenii care suferă mai mult, se îmbolnăvesc mai ușor. Sunt oameni care niciodată nu sunt fericiți. Și cu siguranță vedem, mai ales în vremurile aceasta, oameni care tot timpul se plâng de ceva. Nimic nu-i fericește, nimic nu-i mulțumește. Totul îi se pare pe dos. Plecând de la traficul pe care îl avem aici în București, plecând de la ce fac politicienii, de la sistemul medical, sistemul educațional, totul este pe dos și atunci nu găsește nimic bun pentru care să zică un mulțumesc. Atât lui Dumnezeu, dar nici măcar semenilor din jur. Așa că întrebarea care aș vrea să o pun apropo de virtutea aceasta, îmi place că ați denumit-o virtute și asta este una din valorile noastre pe care Dumnezeu ni le cere, este: care ar trebui să fie atitudinea noastră a creștinilor față de mulțumire? Este ceva, să spunem, adiacent, opțional, să spunem, este ceva, poate un element de decor, sau ar trebui să fie, să spunem, un lucru pe care ar trebui să-l căutăm, să ne uităm ca întotdeauna să-i mulțumim lui Dumnezeu, poate și pentru lucrurile foarte, foarte mici, care de obicei le trecem cu vedere. Da, cred că nu este doar un element de decor. Nu întâmplător găsim aceste îndemnuri repetate pe parcursul scrierilor Noului Testament, de a mulțumi lui Dumnezeu întotdeauna pentru toate lucrurile. Sigur că spuneam ceva mai devreme că nouă ne este mai ușor, deși trăim într-o societate în care poate foarte mulți s-au uitat să mulțumească și pentru binele care li se face și n-ar fi rău să înceapă să se uite în jur și să găsească acele lucruri pentru care ar putea fi recunoscători și mulțumitori.
De exemplu, pentru aceia care în perioada aceasta sunt în linia întâi, mă gândesc la tot personalul medical, la medici, la asistente medicale, la cei care lucrează ca să salveze vieți. Ai motive de mulțumire și motive de recunoștință pentru oameni care au înțeles această vocație de a se dărui celorlalți. Ai motive de mulțumire aproape în fiecare zi pentru aerul pe care respiri. Citeam zilele acestea o statistică foarte interesantă și în urma acestei statistici autorul spunea: ai ocazia să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru fiecare respirație. În mod normal, spunea el, în fiecare zi respirăm de 23.000 de ori pe zi. Da, noi suntem cumva antrenați să fim recunoscători pentru lucruri care ne taie respirația, în sensul că suntem impresionați, suntem fascinați, dar uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare respirație zilnică. Sunt atâția care probabil au trecut în perioada asta prin această încercare teribilă din punct de vedere al infecției cu COVID și pentru care fiecare respirație a fost percepută ca un dar de la Dumnezeu. Pentru fiecare respirație s-au bătut medicii și cei din jur. Iată deci că ai motive să-i mulțumești lui Dumnezeu din momentul în care ai deschis ochii, că poți să respiri normal. Dar m-aș întoarce la ceea ce ați spus mai devreme vis-a-vis de nemulțumire. Mulțumirea în contrast cu nemulțumirea. Spunea un om al lui Dumnezeu că mulțumirea deschide poarta unei vieți trăite din abundență. Ea poate transforma ceea ce avem în destul și poate și mai mult, poate transforma negarea sau respingerea în acceptare, haosul în ordine, confuzia în claritate. Ea poate transforma un prânz într-o masă de sărbătoare, o casă într-un cămin, un străin într-un prieten. Iată deci că atitudinea aceasta de mulțumire trebuie cultivată în viața noastră și o să mă îndrept imediat spre un studiu foarte interesant făcut de un renumit profesor de la Harvard, un psiholog, care a ales un număr de subiecți pe care să-i pună într-un test în care el a vorbit despre un fel de antrenament în recunoștință. Este vorba de psihologul Sean Acker, care, profesorul Harvard, așa cum spuneam, susținea că ne putem antrena creierul să devenim mai recunoscători printr-un exercițiu simplu. Gândindu-ne 5 minute și rezervându-ne 5 minute pe zi pentru a exersa recunoștința. Foarte simplu. I-a inclus într-un studiu de o săptămână pe câțiva subiecți, cărora le-a cerut să-și ia 5 minute și să scrie 3 lucruri pentru care ei sunt recunoscători. În fiecare zi, 5 minute, notez 3 lucruri specifice pentru care ești recunoscător. Poți să spui, sunt recunoscător pentru masa sau cina care am avut-o la restaurant împreună cu soția sau cu prietenul. Sunt recunoscător pentru îmbrățișarea pe care mi-a dat-o fetița mea. Sunt recunoscător pentru aprecierea șefului meu de la servici. Sunt recunoscător. Și încearcă să găsești 3 motive de a fi recunoscător în fiecare zi. Participanții aceștia la studiul acesta, timp de o săptămână, au făcut acest exercițiu în fiecare zi. Spre surprinderea celor care conduceau cercetarea, inclusiv cei care s-au oprit după o săptămână, ei la o lună după studiul pe care l-au făcut, au constatat că cei care au practicat această recunoștință, au exersat recunoștința, au fost mult mai bucuroși, mult mai mulțumiți și mult mai puțin deprimați. Incredibil, la o distanță de 6 luni, aceia care au fost doar o săptămână în exercițiul acesta de exersare a recunoștinței, s-a dovedit că sunt mult mai bucuroși, mult mai fericiți, mult mai puțin deprimați decât ceilalți. Concluzia la care a ajuns acest om de știință a fost că dacă mintea și gândurile sunt exersate, sunt testate, setate, pardon, înspre atitudinea de mulțumire, vom constata dintr-o dată că aceasta deschide în fața noastră
o cu totul altă perspectivă. Nu întâmplător, cuvântul lui Dumnezeu insistă atât de mult pe ideea aceasta de a fi recunoscători lui Dumnezeu, pentru că dintr-o dată copilul lui Dumnezeu mută atenția de la dorințele lui egoiste către Dumnezeu care este plin de îndurare, care este bun, care este credincios. Mă gândesc la un psalm care se potrivește foarte bine cu genul acesta de sărbătoare a mulțumirii și care ne arată că, de fapt, recunoștința își are izvorul în Dumnezeu și în caracterul lui Dumnezeu, în bunătatea lui Dumnezeu. Mai multă recunoștință nu poate veni din mai multe lucruri pe care le cumpărăm, cu ocazia asta, apropo, că sunt multe ieftiniri. Recunoștința nu poate veni decât dintr-o conștientizare a bunătății și a generozității lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care face să răsară soarele lui și peste cei buni și peste cei răi, ne arată că avem atâtea motive să fim recunoscători. În psalmul acesta, în psalmul 100, psalmistul spune: strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui, să știți că El este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui, intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Iată cele mai puternice motive de recunoștință și mulțumire. Sigur că n-avem timpul în seara asta, dar sunt nenumărați psalmii care invită la recunoștință și la mulțumire și aproape toți se încheie cu imaginea aceasta a unei sărbători de mulțumire, a unei celebrări a bunătății și a credincioșirii lui Dumnezeu. Ce altceva este sărbătoarea recunoștinței dacă nu îndreptarea atenției de la noi către Dumnezeu care în bunătatea Lui a făcut să ajungem până aici și ne-a binecuvântat. Vedem foarte mult în Vechiul Testament exemple în care după un eveniment, după o victorie, după o întâmplare în care s-a văzut mâna lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, oricare ar fi fost el, a zidit un altar, un loc de aducere exact. Aminte. Și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Mă gândesc că un alt psalm care însumează într-un fel toate motivele acestea de recunoștință este binecunoscutul psalm 103. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Dragii mei, recunoștința are de-a face cu binefacerile de care noi beneficiem, dar mai ales cu binefăcătorul nostru, cu Dumnezeu care ne-a iertat, spune psalmistul, fără de legile noastre, care ne-a scăpat viața din groapă, care ne satură de bunătăți bătrânețea. Cum să nu fii recunoscător față de un astfel de Dumnezeu? Recunoștința are de-a face și cu mine însumi, eu care sunt beneficiarul acestor binefaceri a lui Dumnezeu. Și psalmistul exprimă atât de frumos în psalmul 103: binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui în toate locurile stăpânirii Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul. Iată deci că e un exercițiu pe care trebuie să-l facem. E un antrenament în a fi recunoscător. Ce-ar fi, de exemplu, dacă toți cei care ne urmăresc și-ar propune ca, începând de astăzi, în fiecare zi, timp de o săptămână, să își ia cele 5 minute și să pună 3 motive pentru care ei sunt recunoscători. Cu siguranță că nu-i nevoie să intre într-un studiu al unei nu știu ce universități ca ei înșiși să constate că, dintr-o dată, perspectiva vieții lor se mută de la ei înșiși spre Dumnezeu și spre cei din jurul lor. Foarte important. Mă bucur pentru că, vă spuneam, studii clinice, medici, să spunem, faimoși, au ajuns la această concluzie că o atitudine mulțumitoare, practic, te face să trăiești mai bine. Cu siguranță. Mai sănătos cu siguranță. Și cu o poftă de viață, să spunem, de invidiat. Haideți să ne uităm puțin, dacă tot am menționat puțin Vechiul Testament, vreau să ne uităm și la o altă experiență. Cunoaștem cu toții traseul acesta, drumul acesta sinuos pe care poporul lui Dumnezeu l-a avut din Egipt către Canaan.
o perioadă destul de lungă, cu multe provocări și cu tot felul de stări și de manifestări, atât din partea poporului, dar și din partea lui Dumnezeu. Una din problemele majore pe care le întâlnim în toată această călătorie este lupta aceasta a poporului cu Dumnezeu, și una din manifestări a fost starea continuă de nemulțumire. Și nemulțumire a fost față de Moise, față de mâncare, față de apă, față de condiții. Atunci când au ajuns chiar în fața Iordanului și s-au întors iscoadele, au fost nemulțumiți de ceea ce credeau ei că va fi acolo, și de fapt s-au împotrivit și au fost atât de nemulțumiți încât s-au întors înapoi. Deci o atitudine plină de nemulțumire. Ceea ce vreau să discutăm este cum privește Dumnezeu nemulțumirea, plecând și de la acest exemplu și, bineînțeles, de la alte exemple pe care le știți. Aș îndrepta atenția spre 1 Corinteni, capitolul 10. Este un pasaj extraordinar în care Apostolul Pavel, după ce folosește exemplul lui personal ca să spună cât de important este să-ți ții trupul în stăpânire. În versetul, în capitolul 9, el spune: mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fie lepădat. Și apoi, de la versetul 10, începe o lecție de istorie extraordinară, care îi poartă pe destinatarii epistolei prin Vechiul Testament, prin Cartea Numeri. Și spune: fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Iată deci că Apostolul Pavel identifică acea sursă a nemulțumirii. Era pofta din inimile lor. Și vreau să leg, înainte de a ne duce spre un pasaj din Vechiul Testament unde Dumnezeu le explică de ce s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat cu ei prin pustie, ceea ce scria Max Lucado într-o carte tradusă în limba română, Călătorie fără bagaje. Probabil că cei care ne urmăresc în această seară au citit această carte, un capitol din această carte care se focalizează pe Psalmul 23 este intitulat Povara nemulțumirii. E foarte sugestiv. Și autorul spune așa: există o închisoare cu regimul cel mai opresiv din lume. Deținuții sunt epuizați. Nu există o închisoare mai aglomerată, cu un regim de detenție mai sever și mai deosebit, în care majoritatea deținuților să fie închiși pe viață. Cei mai mulți nu mai ies niciodată de acolo. Nu e închisoarea Alcatraz, faimoasa închisoare din America. Numele închisorii, spunea, se numește dorință. Închisoarea celor care își doresc ceva mai mare, ceva mai frumos, ceva mai repede și ceva mai fin, dacă se poate. Închisoarea celor care își doresc foarte multe lucruri. Nu-și doresc decât unul singur. O slujbă nouă, o casă nouă, o mașină nouă, un partener nou de viață. Își spun că atunci când vor avea acel lucru, vor fi cu siguranță fericiți și mulțumiți. Și vor părăsi închisoarea. Și au dreptate. Sunt fericiți, dar doar pentru o vreme, pentru că se întâmplă inevitabilul. Mirosul de mașină nouă dispare, slujba nouă devine rutină, vecinii își cumpără un televizor cu diagonala mai mare, noul partener de viață are anumite obiceiuri insuportabile, exaltarea dispare, spune Max Lucado, și pușcăriașul recidivează. Tu oare ești în închisoarea nemulțumirii? Dacă te simți mai bine când ai mai mult și mai rău când ai mai puțin, dacă fericirea stă în ceva ce poți depozita, conduce, bea sau mânca, atunci ești în închisoarea celor ce își doresc întotdeauna mai mult și sunt mereu nemulțumiți. Concluzia lui este că David a găsit secretul mulțumirii. Și în Psalmul 23 David spune: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic.
Ceea ce am eu în Dumnezeu este mai mult și mai mare decât ceea ce mi-ar oferi întreaga lume și întreaga viață. Deci iată că nemulțumirea despre care vorbește Apostolul Pavel în Corinteni și pe care o vedem în pribegia lor prin pustie, pentru că ați întrebat care e atitudinea lui Dumnezeu. Dumnezeu a disciplinat poporul acesta și o generație a pierit în pustie. Dar Dumnezeu spune foarte interesant în Deuteronom, capitolul 8, versetul 2. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustiu, ca să te smerească, ca să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște dar în inima ta că Domnul, Dumnezeul tău, te mustră cum mustră un tată pe copilul său. Din dragoste pentru ei, Dumnezeu i-a disciplinat și atitudinea lor de nemulțumire, pe care o mai găsim într-un cuvânt mai vechi folosit de Cornilescu, cârtire, mereu, mereu această nemulțumire, așa cum bine ați subliniat, s-a îndreptat în cele din urmă împotriva lui Dumnezeu, pentru că chiar dacă erau nemulțumiți de conducătorii lor, de Moise și de Aron, sau au fost nemulțumiți de mană sau de carnea pe care o primeau, sau de, eu știu, condițiile în care erau, în cele din urmă nemulțumirea lor era îndreptată spre Dumnezeu. Mi-aduc aminte, chiar în momentul asta, după ieșirea și după ce deja lucrurile erau stabilite la o distanță de timp, au fost nemulțumiți inclusiv față de sistemul politic, de teocrația aceea pe care Dumnezeu o practica față de popor. Și la un moment dat am zis, vrem și noi să avem regele nostru, împăratul nostru. Deci, inclusiv au fost nemulțumiți față de autoritatea lui Dumnezeu. E foarte interesant că atunci când are loc tranziția aceasta de la perioada judecătorilor către sistemul monarhic, Samuel este foarte mâhnit și Dumnezeu îi spune, fii liniștit că nu pe tine te-au lepădat astăzi ca și conducător, ci pe mine. Practic, așa cum ați subliniat, ei n-au mai acceptat, pur și simplu au refuzat sistemul acesta în care Dumnezeu era împăratul, Dumnezeu era conducătorul lor. Și ei au spus, ne dorim un împărat ca și celelalte neamuri. Avertizările există în cuvântul lui Dumnezeu cu privire la ceea ce se va întâmpla atunci când vor încerca să copieze celelalte neamuri. Și ironia aici este evidentă, pentru că Dumnezeu i-a chemat să fie o lumină pentru celelalte națiuni. Dumnezeu i-a chemat să fie, dacă vreți, difuzorul lui pentru celelalte națiuni, spunându-le, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Într-un fel, într-un sens oarecare, toți aceia care se uitau spre ei trebuiau să vadă ceva deosebit și să-și dorească să fie ca și ei. Experiențele lor erau paradigmatice pentru toate celelalte națiuni și pentru orice fel de cultură. De aceea Dumnezeu i-a chemat să fie un popor sfânt. Găsim ecoul acesta în Noul Testament, în predica de pe munte a Domnului Iisus Hristos, când Mântuitorul spune, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți până la urmă cei care trebuie să atrageți atenția în această lume că mulțumit și mulțumirea este o virtute pe care o puteți cultiva în viața voastră, că până la urmă cu adevărat mulțumit nu este acela care are din ce în ce mai mult, ci acela care știe să fie recunoscător lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care i le-a dat până în prezent. Așa e, slavă Domnului! Domnule rector, vreau să ne uităm puțin la nemulțumire, dar dintr-un alt unghi, legat de persoana noastră proprie. Atunci când ne uităm la noi și ne uităm la starea noastră spirituală, la starea noastră de sfințenie, la starea noastră atunci când ne raportăm la Dumnezeu, poate la disciplina rugăciunii, la disciplina citirii Scripturii,
la părtășia frățească, avem întotdeauna tendința aceasta de a fi mulțumiți cu noi înșine. Când ne uităm la noi, suntem mai indulgenți. Sunt rare cazuri, sau așa trebuie să fie, să fim nemulțumiți. Și cred că există un aspect pozitiv al nemulțumirii atunci când ar trebui să fie față de noi. Întotdeauna când mă uit la mine în raport cu Sfânta Scriptură, ar trebui să fiu nemulțumit de cât de mult mă rog, poate, de cât de mult citesc, sau știu eu, de alte lucruri care țin de disciplina duhovnicească. Cum vedeți atitudinea asta față de mine, de mulțumire sau de nemulțumire, și în general atitudinea de nemulțumire față de cei din jur? Când merg la biserică, s-a observat întotdeauna, firea noastră pământească încearcă să fie poate nemulțumit de cântare, nemulțumit de predică, nemulțumit de știu eu ce alte aspecte, de frați și alte lucruri, dar față de mine n-am nicio problemă. Sunt mulțumit, sunt într-un loc călduț, am o atitudine foarte așa de acceptare. Da, e adevărat, noi tindem să fim foarte exigenți cu cei de lângă noi, poate chiar cu cei apropiați, cu cei din casa noastră, și foarte indulgenți cu noi înșine. Se întâmplă adeseori chiar și în relațiile cele mai apropiate, în relațiile de familie. Nu întâmplător, când Apostolul Pavel vorbește despre mulțumirea din toată inima pentru toate lucrurile, el o amintește în contextul unei vieți care este plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și care, într-un fel, se răsfrânge asupra tuturor domeniilor vieții, inclusiv în viața de familie. Și spunea cineva că noi tindem să criticăm pe cei de lângă noi ca să ne satisfacem nevoile noastre egoiste, în loc să fim mai exigenți cu noi înșine și abia după aceea să fim gata să venim în întâmpinarea nevoilor celuilalt. Adică, dacă l-am pus pe Hristos înainte de oricine și orice în viața mea, următorul lucru pe care trebuie să-l fac ca prioritate este să pun nevoile celui de lângă mine înaintea nevoilor mele personale. Apostolul Pavel spune în Filipeni capitolul 2: să aveți în voi gândul care era și în Hristos. El, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și știm tot pasajul în care ni se vorbește despre moartea lui, despre suferințele lui. Hristos a făcut-o pentru că a pus înainte intereselor lui interesele noastre, nevoile noastre. Ei, când venim la modul în care noi ne evaluăm sau ne autoevaluăm pe noi, când mi-a spus întrebare, mie mi-a venit în minte, nu știam în ce direcție merge întrebarea, dar mi-a venit în minte ce a spus Apostolul Pavel în Romani capitolul 7, vorbind despre acel conflict care îl trăia el în inima lui: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci el izbucnește în mulțumire la adresa lui Dumnezeu, deși față de el însuși este destul de critic și autocritic. El își dă seama că n-a ajuns la desăvârșire, că n-a ajuns perfect, dar îi mulțumește lui Dumnezeu și spune: îi aduc mulțumiri lui Dumnezeu prin Hristos Iisus, Domnul nostru. Cu alte cuvinte, așa cum spunea cineva, atunci când suntem serioși cu noi și ne autoevaluăm, și sunt cu siguranță lucruri care s-ar putea să ne nemulțumească cu privire la noi și ar trebui să începem cercetarea cu noi și nu cu ceilalți din jurul nostru, în contextul acela, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu în noi stă îndreptarea, rezolvarea, nu rezoluțiile noastre, ci în harul lui Dumnezeu. Pentru că el izbucnește în acele cuvinte de mulțumire: mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care are puterea aceasta de a mă izbăvi din trupul acesta, supus într-un fel pornirilor, poftelor, dorințelor egoiste. Spunea cineva odată că există o lege pentru împlinirea noastră în viață, tot atât de importantă în lumea spirituală, cum este legea gravitației în lumea noastră fizică. Și spunea el, legea aceasta spune astfel: învață să iubești oamenii și să folosești lucrurile pe care le ai. Și nu să iubești lucrurile și să te folosești de oameni,
ca să obții și mai multe lucruri. Deci, de foarte multe ori, probabil că în dorința noastră egoistă suntem foarte indulgenți cu noi și ceilalți sunt doar niște unelte de care ne folosim ca să atingem anumite obiective. E, acum ne apropiem de încheiere și aș vrea să discutăm puțin sau să ne dați câteva indicații, câteva îndemnuri despre cum să practicăm această disciplină a mulțumirii. Pentru că a spus că disciplina este o virtute. Asta înseamnă că este ceva care într-adevăr merită practicat, merită pus la loc de cinste. Practic, ceva care trebuie să facă parte din viața creștinului de zi cu zi. Cred că depinde de noi să avem această stare, așa că hai să vedem ce putem face noi la nivelul nostru, astfel încât inima să fie o inimă mulțumitoare. Eu cred că, așa cum am amintit deja, recunoștința noastră și mulțumirea noastră vine din prezența noastră în prezența lui Dumnezeu. Nu poți să fii în prezența lui Dumnezeu și să fii nemulțumit. Nu ai cum. Ai ajuns în prezența lui Dumnezeu și ești copleșit de măreția lui și de tot ceea ce Dumnezeu înseamnă pentru tine. Recunoștința, spunea un om al lui Dumnezeu, crește în umilință. În momentul acela în care ești dispus să te smerești, să renunți la ceea ce consideri că sunt drepturile tale, de dragul celui de lângă tine. Și mai mult decât atât, recunoștința cultivată în viața noastră aduce binecuvântarea. Există un pasaj tot în Deuteronom, capitolul 6, foarte cunoscut, este probabil pasajul pe care foarte mulți din cei care ne urmăresc îl cunosc foarte bine. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Cu alte cuvinte, atunci când avem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, nu mai există motivele de nemulțumire, pentru că în momentul în care stai în prezența lui Dumnezeu și începi fiecare zi cu mulțumire pentru faptul că respiri, pentru apa pe care o bei, pentru cei de lângă tine, pentru faptul că te poți mișca, în momentul acela atenția ta este mutată de la tine spre Dumnezeu care este creatorul tău și atenția ta se îndreaptă spre ceilalți din jurul tău care sunt în nevoie. Vei descoperi dintr-o dată bucuria de a trăi. Bucuria de a trăi pentru slava lui Dumnezeu și bucuria de a trăi pentru cei de lângă tine. Pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri absolut simple, un pahar cu apă, o haină pe care o dai unuia care este sărac, ori de câte ori ați făcut acestea, mie mi le-ați făcut. Este, dacă vreți, acea atitudine de recunoștință care te ajută să deschizi ochii și să-i vezi pe ceilalți care sunt în nevoie și care pot beneficia de tot ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Dintr-o dată îți dai seama că poți împărți cu ceilalți din jurul tău. Eu cred că aici ar trebui să ducă atitudinea aceasta de mulțumire. Până la urmă, asta este ideea recunoștinței. Acea masă de armonie, de bucurie, de pace și mulțumire și bucuria de a împărtăși cu ceilalți. De a împărtăși din foarte ceea ce ai primit, din frumos, tot ceea ce ai primit. Foarte frumos. Chiar mă gândeam că există o practică la fel de bine cunoscută la noi, așa exista și în Israel, de a da din ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat. Exact. E o altă disciplină care e și ca și o datorie. Bineînțeles, nu vreau să vorbesc doar de dărnicie, vorbesc și de partea aceea care este a Domnului. Atât poporul evreu, cât și noi astăzi practicăm disciplina aceasta, pentru că suntem conștienți că, până la urmă, noi suntem doar niște administratori, niște simpli beneficiari a ceea ce, până la urmă, ce Dumnezeu ne-a dat. Exact. Și nu există mai mare bucurie și fericire pentru cineva decât să dea mai departe, să devină, dacă vreți, un fel de instrument al binecuvântării lui Dumnezeu. Până la urmă, ăsta a fost scopul pe care Dumnezeu l-a avut în întreg planul de mântuire. Ca cei care ajung să-L cunoască pe El
să fie binecuvântați, dar binecuvântarea să nu rămână la ei, să devină o binecuvântare pentru alții. Pentru toate, pentru neamuri. Toate neamurile. Practic Dumnezeu s-a folosit, în planul lui suveran, în planul de mântuire s-a folosit de un om, de Avram, de un popor, de Israel și apoi până la noi, prin jertfa Domnului Hristos, întreaga umanitate are acces la mântuire. Slavă Domnului! Așa să ne ajute Dumnezeu, este o provocare să fim mulțumitori astăzi. Ne uităm în jurul nostru, dacă dăm drumul la știri, vedem numai reclamații, oameni nemulțumiți, uneori pe bune dreptate și știm că lucrurile merg așa cum merg în zilele noastre. Dar noi avem ceva în plus. Până la urmă, nici noi nu suntem scutiți de problemele acestei lumi. Suntem prezenți în cetățenii acestei societăți, ne lovim de aceleași probleme, dar noi ar trebui să mai avem ceva în plus. Avem relația aceasta, a spus, care e foarte importantă. Atât timp cât cred că îl avem pe Dumnezeu, suntem o relație cu Dumnezeu, inima ar trebui să fie plină de mulțumire. Am întâlnit oameni care au foarte puțin, trăiesc modest, dar sunt radiază mulțumirea pe fețele lor și gata să împartă și cu cei care nu au. Este ca în acea imagine a Vechiului Testament cu leproșii de la poarta Samariei care au zis, Doamne, nu se poate, ei se înfruptau din tot ceea ce lăsaseră sirienii în urma lor. Azi e o zi de veste bună, trebuie să le spunem și celorlalți. Și spunea cineva că poate e una din cele mai frumoase definiții ale lucrării de evanghelizare. Evanghelizarea este atunci când un cerșetor spune unui alt cerșetor unde se găsește pâinea. Asta trebuie să facem. Până la urmă, mulțumirea, spunea un om al lui Dumnezeu, dă sens trecutului, aduce pace în prezent și ne dă o viziune pentru ziua de mâine. Slavă Domnului! Binecuvântat să fie Domnul! Și, domnule rector, vă mulțumesc foarte mult pentru seara aceasta. A fost o bucurie și o delectare să stăm de vorbă. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mesajul acesta de pe ecran este motul din seara noastră, din seara aceasta. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și, de asemenea, pentru conținutul bogat de care ne-ați ocupat în seara aceasta. Domnul să vă dea binecuvântarea atât la școală, cât și în lucrarea pe care o faceți în biserică. Și întotdeauna o inimă plină de mulțumire. Amin, așa să ne dea și nouă, că și noi avem nevoie la fel să practicăm această disciplină. Stimați prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim în seara aceasta că ați petrecut cu noi de-a lungul acestei emisiuni. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm, vă binecuvântăm și până data viitoare vă spunem la revedere!